Salut, sunt Mihai Neamțu și te invit acum la Vocea Libertății. Port în suflet amintirea unei copilării greu de înțeles pentru cei mai tineri, astăzi. Am supraviețuit mai bine de un deceniu fără televizor, fără telefon, fără ziare și fără internet. Cenzura presei oficiale în perioada comunistă hrănea paranoia cuplului prezidențial Nicolae și Elena Ceaușescu. Viața cotidiană curgea la vale, a gale, ca o apă mizerabilă, cenușie, urât, mirositoare. Eram abrutizați de subcultura politrucilor care se ascundeau pe aici, îi puteți ghici, eram schimonosiți și de minciună și de propagandă. Estetica blocurilor, după cum vedeți, încerca să evoce noutatea socialismului total. Elevii de gimnaziu combăteau plictiseala atunci prin sport și lectură. Urmăream și eu faimoasele dispute fotbalistice între Steaua și Dinamo sau între sportul studențesc și Universitatea Craiova. Aveam plăcerea să ascult și comentariile unor faimoși crainici de radio, comentariile din prima ligă din seria A. Un Sebastian Domozină sau un Cristian Țopescu mi-au rămas în suflet. Toți aceștia încercau să evoce geniul unui Ilie Balaj sau Joel Gău. Nu știu exact ce făceau fetele în acea perioadă, dar probabil că discutau și ele despre festivalul Mamaia sau despre Cerbul de Aur. Prea puțin vorbeau despre biserică, ori despre credință, ori despre mari eroi, cum ar fi un Corneliu Coposu. Ascultam fragmente de teatru radiofonic, poezii patriotice, iar la televizor aveam și noi, copii fiind, acces la 8 minute de desene animate. În rest, cel mult, acces la muzica preferată a lui Iosif Sava, faimosul meloman care trăia nu departe de Cismigiu. În orice casă găseai atunci rafturi tixite cu volume ieftine din colecția Biblioteca pentru Toți. Era imposibil, deci, să nu deprinzi de vreme gustul lecturii. Vara o petreceam la bunici și eram chemat să ajutăm la prășitul porumbului, ori la cules de prune, piersici și legume. Când scăpam de corvoada agricolă, după ce o ajutam pe bunica, devoram în răcoarea unei case bătrânești diferite cărți, romanele bunoare ale lui Alexandru Dumas sau Jules Verne și, de ce nu, chiar și romanele lui Marin Preda. O sănătoasă competiție între verișori ne ținea mereu în priză, ne ținea mereu în acțiune. Dacă țin bine minte, chiar într-o singură zi am parcurs mai bine de 350 de pagini din Frații Jderi de Mihail Sadoveanu. Eram un împătimit, eram fascinat de figuri precum Eminescu, Gogol sau Dostoevski. Studiul trecutului era singura noastră scăpare și evadare. De ce? Pentru că prezentul băltea în mediocritate, pentru că prezentul istoric era aberant, opac și precar. O altă pasiune a copilăriei a fost geografia. Învățam pe de rost numele unor capitale obscure. Mă gândesc și acum la Bujumbura pentru statul Burundi sau Antananarivo pentru Madagascar. Vara, sub nucul din fundul curții bunicului care a făcut și al doilea război mondial, răsfoiam atlasul geografic al lumii și îmi notam pe spatele acestui atlas informații despre țări, mări, insule sau lanțuri muntoase. Nu? N-am să uit niciodată groapa Marianelor. Căutam să memorez heraldica unor steaguri medievale sau, bineînțeles, expresii de limbă latină pe care le găseam în dicționarul Larus. Seara, băieții mai mari aduceau la răscruci sau în fața blocului, cum se spunea, vreun casetofon nemțesc cu LED-uri și se apucau să ne inițieze și pe noi în ultima muzică de discotecă. Toată noaptea rulau piese din repertoriul lui Jennifer Rush, The Power of Love, Dire Straits, dacă mă gândesc bine, nu, Brothers in Arms, Tina Turner, Simply the Best și multe alte hituri, mă gândesc chiar și la Roxette, Listen to Your Heart, care mai târziu au fost uitate. Poate chiar și alți artiști ne-au fascinat, pentru că tot ce venea din Occident ni se părea mai bun decât tot ce aveam acasă.
pasiunile moderniste ale generației mele erau imediat corectate, toamna, după o vară de destrăbălare, de exigențele clasiciste ale profesorului Hugo Hauptmann, porecrit și scherzo. Îndrăgostit de muzica simfonică, dascălul nostru din Arad deschidea intempestiv ușa clasei, aruncând înspre elevii îngroziți o privire ironică ieșită de sub frizura lui ușor niciană sau poate chiar wagneriană. Purta un parpalac crem asortat cu o bască verde cachi. După o tăcere prelungită la catedră, ne dădea subit un extemporal. Eram chemați să recunoaștem piese din repertoriul clasicilor Tchaikovsky, Rachmaninov, Brahms sau Chopin. Nu știam să facem asta? Ei bine, eram socotiți niște inculți sau chiar niște barbari. Perfect european, de fapt, domnul Hauptmann ne iubea și credea cu tărie în puterea noastră de a ne transforma. Credea, de fapt, în idealul formării umaniste. De aceea și organiza audiții la Filarmonica din oraș, unde aveam acces gratuit la numeroase concerte. Într-o sală cu o acustică perfectă, unde și Liszt a cântat, am trăit adeseori sentimentul sublimului în compania lui Vivaldi, Bach sau Mozart. Am văzut triumful măreției asupra abjecției. Am fost uimit de noblețea sufletească a unui compozitor precum Chopin. Toate aceste lucruri ne-au schimbat. După fiecare concert ne simțeam purificați, umanizați și pregătiți parcă pentru lupta aspră a vieții. Pentru toate aceste insule de poezie, de frumusețe și normalitate, am să rămân veșnic recunoscător dascălilor mei. Acest video este gratuit numai prin generozitatea dumneavoastră. Fă acum o donație recurentă la adresa patreon.com/neamțu sau comandă ultima carte a autorului de pe site-ul povaralibertății.ro. Pentru o Românie deșteaptă. Vă mulțumim!